Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu de la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești și vă propun astăzi să descoperim o aplicație online gratuită care permite realizarea de hărți conceptuale online. Este vorba de Poplet, un instrument digital alternativ pentru alte aplicații similare gen BubbleAss, MindMeister sau GoConquer. Cum puteți să o accesați? Ei bine, cu motorul de căutare puteți căuta poplet.com și puteți să vă deschideți un cont gratuit pe această platformă. Așa cum veți observa, din păcate nu veți putea crea decât un singur Poplet, o singură hartă conceptuală gratuită. Sunt convins că sunteți deja acomodați cu modul de realizare al unei scheme conceptuale. După cum observați, și în Poplet poți alege să utilizezi în realizarea acestei scheme conceptuale imagini, text, de asemenea link-uri către un film de pe YouTube sau alte fișiere multimedia. De asemenea, poți adapta culorile folosite în harta conceptuală, poți majora schema pentru a fi mai vizibilă. Și bineînțeles, poți printa în final materialul realizat. Butonul din dreapta de share permite câteva opțiuni. Poți face publică activitatea, poți face publică schema conceptuală. După cum observați, în meniul principal există acel buton pentru popleturile publice. Iată aici un exemplu de schemă conceptuală foarte utilă la ora de geografie. Și iată-ne și pe pagina digitaledu.ro, de unde puteți selecta câteva resurse educaționale deschise, precum este aceasta, pentru limba și literatura engleză. După cum observați, elevilor li s-a cerut să deschidă un formular Google Docs, unde au răspuns în funcție de informațiile din schema conceptuală. Sunt convins că și alte scheme conceptuale deja existente pe platformă vă vor fi utile și vă doresc mult succes în activitatea didactică utilizând acest instrument digital. La revedere!